Corul simbol al Patriarhiei Române se va afla în perioada 21-24 iunie în a doua parte a turneului național dedicat centenarului Marii Uniri. Turneul va avea loc în trei localități și va începe joi cu un concert în municipiul Slatina. Copiii și tinerii din corul simbol al Patriarhiei Române vor pleca în curând într-un turneu de 4 zile. Primul concert va fi în data de 21 iunie la Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. Sub bagheta arhidiaconului Jean Lupu și aluminiței Guțanu Stoian, membrii corului vor interpreta piese religioase, patriotice și melodii de inspirație folclorică. În a doua parte a turneului, cântând centenarul Unirii, aceștia vor ajunge la Caracal și în Craiova. Toate concertele încep la ora 18, iar intrarea este liberă. De data aceasta vom fi plecați în Slatina, Caracal și Craiova. Vom susține la fel în fiecare seară câte un concert în perioada 21-24 iunie și se va încheia acest mini-turneu duminică cu o liturghie la Catedrala Metropolitană din Craiova. În fiecare seară avem concerte joi 21 iunie la Slatina, la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Începutul este la ora 6, vineri la fel la ora 6, începutul cu intrare liberă, toate concertele vor avea intrare liberă. Avem la Teatrul Național din Caracal și sâmbătă 23 iunie vom avea concert la Filarmonica Oltenia din Craiova. E un an memorabil, un an important pentru întreaga suflare românească. Este anul centenarului Marii Uniri, irepetabil, și ne-am propus să fim în trăirea aceasta a întregului popor și să aducem pe plan național și noi contribuția în această importantă aniversare. Corul simbol își dorește să contribuie prin muzică la sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Ei au pregătit piese despre momente importante din istoria țării noastre. Sperăm însă că se vor mai găsi oameni care să adere la ideea noastră de a face să vibreze românul cu ocazia aniversării centenarului și, oricare ar fi situația, noi ducem la capăt acest angajament pe care ni l-am luat cu noi înșine pentru a reaminti românilor că istoria noastră este bogată, este frumoasă și trebuie trăită în continuare. Am făcut apel la piese care punctează momente importante din istoria țării noastre. Spre exemplu, Voința neamului de Danielescu, unde se spune: în țara noastră românească vrem înșine stăpâni să fim și stăpânirea țării noastre cu nimeni nu o împărțim. Așa se cânta acum 100 de ani, când a fost compus cântecul. Cântecul este contemporan cu Marea Unire. Și mai avem o lucrare, limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșiere vărsată, o creație a unor preoți. Și compozitorul și textierul sunt preoți. De asemenea, multe prelucrări folclorice din toate zonele țării, de altfel și costumația copiilor în prima parte este națională din toate zonele țării. Copiii sunt deja prinși de această idee, nu e nevoie să le mai țin prelegeri pe această temă. În momentul în care am abordat Voința neamului și am citit textul, am văzut lacrimi pe genele unora. Sau când am citit textul, că acesta e un moment din învățarea unei lucrări, citirea textului. Când am citit textul la limba noastră, de asemenea am văzut copii care s-au cutremurat, au vibrat. Așa că ei sunt angajați cu toată ființa lor în aniversarea acestui centenar, care ar trebui conștientizat tot mai mult. Suntem contemporani cu un moment crucial din istoria țării noastre, centenarul Marii Uniri. În cadrul turneului național, corul de copii și tineret al Patriarhiei Române va ajunge în septembrie la Sibiu, Alba Iulia și Brașov.